Este ora 13 și au venit cifrele raportate de autorități pentru România. Numărul deceselor a ajuns la 257, 729 de oameni. S-au făcut bine. Mergem la Sonia Simionov. Colega noastră, da, ea are mai multe date. Sonia, bun găsit, te ascultăm. Bun găsit, tocmai ce a venit raportarea pentru ora 13, motiv pentru care o să vă spun noile cifre. O să încep cu persoanele care în acest moment sunt în carantină instituționalizată, 25.226 de oameni pe teritoriul României, 77.317 sunt în izolare la domiciliu. Este o cifră mult mai mică decât cea de ieri, cu aproape 10.000 de oameni, ceea ce înseamnă că mulți dintre ei au depășit cele 14 zile de izolare și au putut să iasă din casă, să nu mai fie la domiciliu în mod obligatoriu. Până la acest moment, 257 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au fost declarate decedate pe teritoriul României și o veste foarte bună, aproape 730 de oameni s-au vindecat și au fost externați, din nou o creștere exponențială, confirmate pe teritoriul României cu infecție de SARS-CoV-2, aproape 5500, 5467 de persoane infectate. Foarte important, din punctul meu de vedere, de spus că numai în ultimele 24 de ore polițiștii au dat sancțiuni contravenționale de peste 20 de milioane de lei. Vreau să mă uit în acest moment, pentru că tocmai ce au venit cifrele. Iată, a crescut din păcate numărul românilor care au decedat pe teritoriile altor state în urma infectării cu noul coronavirus și vorbim despre 42 de cetățeni români. Așteptăm în continuare vești de la autorități și vom reveni cu informații atunci când le vom avea. Sonia Simionov, îți mulțumim!